Vineri, 10 iunie, a sunat clopoțelul pentru ultima dată în acest an la școala gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți. Ca la fiecare sfârșit de an școlar, cadrele didactice au tras linie pentru a vedea rezultatele acestei perioade, iar cei mai buni elevi au primit diplome, premii și cărți. Suntem cu emoții, clasa 8-a, cu bucurie, cu dragoste. Am mai trecut un an. Cu bucurie, cu rezultate, cu împliniri, poate cu puține lucruri care mai trebuie de corectat, însă, având în vedere că este acest moment deosebit, aș dori să invit alături de mine, dincolo de prezența domnului primar Bogdan Loghin, pe care merită să-l aplaudați. Cu 28 de ani, absolveam și eu școala generală numărul 5, la fel ca și fiica mea astăzi, cu media 10, ca șefă de promoție. Emoțiile mele sunt duble, dacă nu mai mari de atât. Vom începe cu premierea celor 3 șefi de promoție dintre 8-a A. Toți cei 3 copii au terminat gimnaziul cu media 10. Îi felicităm, îi aplaudăm. Toată munca lor a fost răsplătită și sperăm să aibă succes și mai departe. Vom începe cu Ariana Prelipcean din clasa 8-a. Felicitări! Rămâi puțin aici. A spus șef de promoție pentru copilul I. Pentru Alesia Alupoaie, invităm aici... Și, bineînțeles, la final, Andrei Vicoral.